au fost învinuit de viol, care nu o să, el nu e vinovat, nu o să săvârșit așa ceva. Din ce e bănuit, el așa ceva el nu a făcut. În luna august, noi fiind anunțați de vecinii noștri că băiatul meu i-a făcut ceva rău fetele lor. Minori amândoi, da. Eu am plecat la dânșa acasă, am întrebat fata, am întrebat când s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, ce s-a făcut. Ei deja au uitat când au fost și ce au fost. Deci s-au întâlnit la procuratură și v-au înaintat învinuirea. Au zis că băiatul dumneavoastră, după discuția cu victima, cu părinții victimei și cu psihologul, băiatul dumneavoastră a făcut chestii ilegale cu fetița rudelor, cu meferilor. Așa au fost învinuit. Și v-au dat avocat de stat. Mi-a întrebat, aveți avocat? Zic, dar și trebuie? Deci da, trebuie. Noi am dat un sunet la o persoană ca să ne ajute cu un avocat și dumnealui a spus că ei ca tare dacă trebuie să vă dea de acolo. Deci eu nu vreau să vă văr în cheltuială de la oraș avocatul și că dacă suntem dat, n-am știut că să ajungem așa departe, că solicităm un avocat de aici. Și a venit domnul avocat, după asta băietul a dat mărturile, eu am dat mărturile mele, adică și soțul a fost audiat tot. Și după asta avocatul a spus, adică că vreți să închem un contract ca eu să lucrez cu voi. Eu, adică, supra avocatului n-am nicio, adică, mă rog. El, da, dar el dacă era de stat, el era plătit de stat, de ce v-a cerut contract? Eu nu știu dacă el, adică are birou, sediul lui, biroul lui, eu nu știu. Și el. Da. Și avocatul de stat au sediul lor, biroul lor și îi plătiți de stat, dar probabil îți plătiți puțin și probabil la dumneavoastră a luat mai mult decât le plătește statul. Dar constatăm că nu v-a apărat. Ce o decis instanța? Instanța de fond, raională, după aceea apelul. Curtea Supremă, am înțeles că l-au condamnat la 6 ani de închisoare. Da, instanța de la raion mi-a dat un an, cum spune, da, de supraveghere ca acum. Cu suspendare, condiționat. Că dacă mai încalcă, să-l bage la pușcărie. Și noi, procurorul cred, nu a fost de acord și a dat la curtea de apel. La curtea de apel mi-a dat 6 ani. Dar dumneavoastră ați fost de acord cu decizia primei instanțe? Ați acceptat un an cu suspendare? Noi nu am, eu n-am fost de acord nici cu anul ăsta. Dar n-ați făcut apel? Am făcut apel și ați noi. Ați făcut și dumneavoastră apel și procurorul. Da, dumneavoastră a cerut achitarea, dar procurorul a cerut pedeapsă mai dură. Și da, curtea de apel i-a dat prima dată 6 ani și curtea supremă a menținut hotărârea. Da, și credeți că procesul ăsta s-a desfășurat corect? Înțeleg că fetița a fost audiată cu psiholog, dar băiatul, care și el e minor și acum e minor și atunci la săvârșirea faptului era minor, a fost audiat și el de psiholog și până la urmă a povestit ce s-a întâmplat, chestiuni cu conotații sexuale sau... Da, e tipa a spus că el o a apăsat pe burtă la dânsa, din, că, dar și te-a dezbrăcat, dar și era îmbrăcată, el spune că în pantaloni. Dar a fost audiat bunica băietului și băietul și eu a spus că cu totul alte haine ei era îmbrăcat în ziua aceea, că bunica tot a văzut-o că e toată ziua a stat în o gradă cu dânsii. Și asta e singura neconcordanță, că era îmbrăcat altfel, după cum spune ea și după cum spune bunica? Sau ați găsit alte chestii neclare în dosar? De ce credeți că băiatul dumneavoastră e nevinovat și că nu s-a făcut dreptate? Pentru că el, băietul spune că el nu a făcut așa ceva.
Da, noi ne mai Dar la păstrăm noi pe mama a fost omorată. tata fetii la noi în casă a spus că eu mă duc să învăț fata și să spuie și unde mă duc și eu, tu îi schiși pe bune. Ei, dar cum poți să înveți un copil să-i și spună? Copilul e de regulă sincer și nu prea știe să mintă. Și putea să repete ce i-a spus tata? Eu nu știu. O fost adânci și s-a descoperit un caz de furt de o bicicletă, care veșorul lui o furată de sectorul Rășcanu, care bicicleta și era al cumnatul meu și eu vreau să o procur la dânsul, care cumnatul a venit în ospiție la mine. Și eu îl întreb, zic, păi, cât ai dat bicicleta și dacă mi-a furat-o? Dar eu de știu că verișorul și ala lui trăiesc tot în raionul și ala unde trăiesc cumnatul. Și zic, dar și culoarea era galbenă, zic, ia du-te într-un fel și o iei amuia. Poți să o iei, dacă ea lui, las că eu azi mă răzbiresc cu așa care mi-a vândut-o. Într-un fel, poate de la cauza asta, știi, cum mi-a făcut o farsă care... Pe care și din bazen, nu Deci știu. ați mai avut conflicte cu mătru de la o bicicletă și crezi că el acum se răzbună și vrea să-ți bage băiatul la pușcărie. Mai de atâta poate, știi cum? El într-o zi a făcut o față, că tu ai făcut-o pe și eu te-o fac pe asta. Nu știu, eu așa consider că dacă copilul era în toată chestia asta, cum spune, povestește că băiatul i-a făcut, eu știu că e atunci seara să spună mamii, ori noi Dar am au fost fost la tot o dânsul, eu săptămână. am venit acasă să putea să-mi spună că ia ca băiatul matale e rău, mi-a făcut așa, ori așa, dar peste 2 săptămâni. Dar ei lucrați cu noi, am lucrat împreună până atunci, la stroică, de zi Eu lucram. știu că un Veneam, copil beam o cafea, ne pătrâns păcam bine cu ceva, dânșii. atunci se jăluie mamii, ori uite, mă doare ce e, ori e că așa ce s-a întâmplat în ziua de azi. Dar peste 2 săptămâni și e după cauza asta, mă rog, Arteana, e până în ziua când eu am spus mamii, e permanent, a fost la noi. În toată ziua vine la noi. Deci atunci nu se temea să vină la băiatul dumneavoastră, dar după ce a început ancheta, de a nu se temea de el. Da. Și când mergea ancheta, dacă noi trăim aici gard în gardă, e din grădină la dâns și mă vede și fac eu o gradă. Și suie pe gard și eram pe o gradă, ori băiatul era și întreba ce faci, dar numele și faci. Dar eu am fost la grădiniță, dar diferite chestii de astea. Deci credeți că fetița nu a avut de suferit atâta încât băiatul să fie băgat la închisoare? Da, asta credem. Dar cum ați mers pe mâna avocatului ăstuia, inițial de stat, după aceea cu contract, dacă ați văzut că la apel deja pierdeți, tot cu el ați mers la Curtea Supremă? Nu știți ce argumente, ce probe au invocat el în instanță? Cum ați putut să aveți încredere în el? Nu ați găsit alt avocat? Nu v-ați gândit să-l schimbați? Ne-am gândit noi să schimbăm altă, dar cineva ne-a spus că de cu nevoie, dar mergeți cu dânsul, el știe că dosar, mergeți cu dânsul până la urmă, că el a lucrat foarte bine. Noi ne-am mai consultat cu oamenii care Dar nouă au ne-au tot spus în domeniul ăsta și 25 de ani lucrat tot judecător, dar zic că ieșit la pensie, el ne-a spus, eu 25 de ani am studiat articole de astea, eu așa caz nici nu găsesc că băiatul vostru e vinovat aici. Dar să ajungem să expertiza medico-legală, medico-legal a fetei, a băiatului, care nu a fost atingere, nu a fost ruptură, nu a fost nică. De unde și bază ei să adresează aici? și dacă au fost judecători, și dacă l-au recomandat procurorul, și dacă e avocat, e atât de versat, de ce nu-ți plângești la CEDO? Ce nu știi scrie cereri la CEDO, dacă crede că i s-a încălcat dreptul la justiție băiatului? Dumnealui a spus că el nu lucrează, adică cu CEDO. Scătăm un avocat care
Mai puternic, adică care merge la, nu mi se ocupă cu chestiile astea la CEDO, dar vă spune că, nu știu cum spun, adică fi, să-l scoate nevinovator, nu știu cum, acolo când nu mă pe... Adică nu știu... CEDO nu judecă dosarul în fond, nu poate să-l scoate nevinovat, poate doar să constate dacă i s-au încălcat sau nu drepturile fundamentale. Dreptul la libertate deocamdată nu i s-a încălcat pentru că e liber, dar în urma sentinței s-ar putea să fie închis, arestat oricând, chiar și în seara asta, dar în baza unei sentințe absolut executorii și definitive, că dacă s-o pronunțat. Dar de când e decizia Curții Supreme? Noi am primit-o ieri, decizia motivat pronunțată la 4 octombrie. Iată, din 4 octombrie aveți 6 luni să scrieți o plângere la CEDO și în timpul ăsta trebuie să găsiți un avocat care știe să scrie la CEDO, să nu facă de mântuială, eventual să vă ia bani și pentru asta, ca avocatul ăsta care a fost și judecători, și băiatul să rămână închis. Dar nu să știe dacă mai poate invoca, dacă sunt destule probe în dosar care cumva să-l absolvească. E complicat în cazul ăsta. Noi ne-am consultat cu un domn și a spus că dacă decizia este irrevocabilă, adică nu mai putem să... Nu, dacă apar probe, marturi, noi se pot face chiar și revizuire la nivel local acolo, în instanță internă, la curtea de apel sau în instanța de fond, se poate cere revizuire sau la curtea supremă, dar eu zic de 6 luni pentru CEDO, aveți timp. Și revizuirea se poate face oricând, nu există termen de prescripție, dar pentru CEDO... Aveți mai puțin de jumătate de an. Adică nu trebuie amânat pentru ultima zi, că de azi, acum, cu interviul ăsta, dacă îmi dați voie să-l public, cu interviul ăsta haideți să încercăm să recrutăm, să găsim un avocat sau o avocată care să vă reprezinte la CEDO și să încerce să obțină sau eliberarea mai devreme a băiatului, reducerea termenului, sau poate chiar achitarea, dacă ziceți că sunt destule probe care demonstrează inocența, nevinovăția lui. Domnul avocat a dat un exemplu la curtea de apel și la curtea supremă. Tot așa caz în 2005. Tot asemănător caz, adică au fost și acolo la curtea supremă el o scos, adică că nu e viol, într-un fel. L-a achitat. Uite, taman azi, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a găsit vinovată Republica Moldova că nu l-a pedepsit destul pe un violator de bătrână. Instanța a decis să-i plătească bătrânii 3.000 de lei pedeapsă pentru viol. Chiar dacă el nu recunoștea violul. L-a pus să plătească 3.000 de lei. Deci l-a găsit vinovat. Dar 3.000 de lei e o bătaie de joc, nu? Pentru un viol despre care a aflat tot satul, tot raionul și tot așa. Și azi Republica Moldova a fost obligată la CEDO să-i plătească bătrânii 7.500 de euro despre gubie. Pentru că nu au făcut justiție în cazul acela. Și poate de asta judecătorii se tem, ca să nu fie de nou condamnați că au fost prea indulgenți cu violatorii, dau pedepse în disperare pentru cine nimerește sub mâna lor, cine nimerește și nu plătește probabil sau e mai... fără protecție politică. Îmi pare rău pentru băiatul dumneavoastră. Și chiar dacă a făcut, și chiar dacă nu a făcut, pedeapsa de 6 ani pentru un minor care poate nici nu știe, nu știa ce face, nu-și dădea seama de consecințe, probabil nu vorbiți în familie nici despre viață sexuală, nici despre educație juridică, despre riscurile, pedepsele pentru... Noi pledam vinovieți, noi nu mai mergem atâta de departe, ori poate să vă apelăm dumneavoastră, dar eu de atât dacă nu sunt vinovat și când am văzut atâtea hârtie în pată și nici o rezolvare, nimic, eu știu cum am rămas șocat. Dar am ajuns cu la os, înțeleg. Cum? Asta e... Eu am zis că chiar ca Moldova noastră, așa prostologie, nu pot mai zic. Nu întotdeauna depinde de avocat. Și judecătorii poate să facă abstracțiile, probe și vă spun, ei iau și plan de
îndeplinit. Li s-a cerut de sus fii mai multe condamnări pentru violuri și ei predau. El l-a citat pe unul că a luat niște bani și îl bagă în altul, în loc îl bagă pe altul, care poate nici vinovat n-a fost sau nu foarte vinovat. E greu de spus, trebuie cercetat probele din dosar, dar eu nu mă pricep la asta. Eu vă ajut doar cu mediatizare și eventual să încercăm să găsim un jurist care să vă apere mai departe. Băiatul, copilul, că și el e copil încă, dacă ziceți că are abia 17 ani. Da,